Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător! Haideți să vedem la Vărsător, în zaruri, în dragoste. Haideți să vedem. Deci, o să aveți o comunicare cu cineva. Văd că veți comunica. O persoană care pleacă. A plecat, dar comunicați încă. Ori nu mai sunteți împreună, dar încă vorbiți. Dar să știți că persoana asta încă simte pentru dumneavoastră, se întoarce în viața dumneavoastră, visați unul la celălalt, vă caută și se întoarce în viața dumneavoastră. Ori această persoană este prinsă într-o altă relație, în muncă, în ceva este prinsă. Dar arată dragoste, atracție. Dragoste binecuvântată, atracție. Și o hotărâre care o să o ia pentru dumneavoastră sau în legătură sau cu ceva ce așteptați. Ia această persoană, hotărârea pe care o așteptați, se poate, da? Asta se vede. Și oricum simte atracție, dacă este plecată se întoarce persoana, magie există, orică faceți dumneavoastră, orică aveți ceva făcut să nu vă înțelegeți sau să fiți despărțiți sau să aveți greutăți sau probleme de sănătate, poate fi, deci eu văd aici și magie neagră. Noroc, fidelitate, sentimente, dragoste, bucurie. Inteligenți, dragoste, deci căsătorie, fidelitate, vedeți? Deci, eu zic că este foarte bine. Foarte bine a ieșit totul. Această persoană vă este fidelă totuși, doar dacă este să fie plecată, nu are pe altcineva. Nu are pe altcineva și tot la dumneavoastră se întoarce. Poate să fie avut ceva neînțelegeri sau supărări, dar trecătoare. Arată totuși cu bucurie. Poate să existe o altă persoană, dar tot cu dumneavoastră se întoarce și rămâne. Și poate să fie o femeie sau o persoană șireată care se amestecă în relații, care nu ar trebui să asculte, dar nu va asculta. Totuși, relația este cu noroc. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.